asistență. Stimați participanți, Școala Bărbăției a fost o adevărată provocare pentru mulți dintre dumneavoastră. Iar etapele competițiilor v-au făcut mai puternici, mai rezistenți și mai încrezători. La microfon pe arbitru principal al competițiilor pentru a vă prezenta rezultatele și procesul verbal al campionatului. Să-l întâmpinăm pe șeful adjunct al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, colonelul Serviciului de Salvare, domnul Alexandru Oprea. Iată că am ajuns și într-un final la partea solemnă a școlii de vară. De aceea vreau din start să vă felicit pentru că n-ați fugit din această tabără în prima zi și ați rezistat și ați reușit să treceți peste toate obstacolele, dificultățile, la propriu și la figurat, bineînțeles. Să știți că între colegii arbitri trebuie să recunoaștem de multe ori a fost în dificultate să acorde un anumit punctaj, deoarece toate echipele au fost nu doar foarte bune, dar excelente. Deci, la categoria cea mai creativă echipă, cea mai bună echipă a fost din Ungheni. Categoria cea mai artistică echipă, cea mai bună echipă a fost din Cahul. La categoria cea mai inventivă echipă a fost cea mai bună echipă din Briceni. La categoria cei mai buni psihologi s-a clasat echipa din Căușeni. La categoria cei mai buni paramedici, cea mai bună echipă a fost din Orhei. La categoria cea mai activă echipă a fost echipa din Leova. La categoria cea mai atletică echipă s-a clasat echipa din Florești. La categoria cea mai organizată echipă, juriu unanim a votat pentru echipa din Utah-Găgăuzia. La categoria cea mai bună fotografie, cea mai bună echipă este din Anenii Noi. Iar la categoria cea mai umoristică echipă este echipa din Bălți. Vreau să spun un mare mulțumesc Serviciului Situații Excepționale și Protecției Civile pentru această oportunitate de a învăța ceva nou, de a afla ce înseamnă a fi salvator și de a demonstra că această meserie nu este ușoară. În al doilea rând, vreau să spun mulțumesc echipelor pentru o competiție corectă și una care a ținut în suspans pe toți participanții. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc celor care m-au urmat până astăzi și, indiferent de faptul că am mai strigat la ei, au fost împreună cu mine și m-au ținut frâu până în ultimul moment. Vă mulțumesc! Bună
ziua, doamnelor și domnilor, stimată asistență, participanți și, nu în ultimul rând, pompieri, care de asemenea ne-ați dat o lecție de viață foarte importantă. Într-adevăr, această competiție a însemnat mai mult decât un simplu concurs. Ne-a arătat, de fapt, care este pregătirea necesară pentru viață, cum trebuie să fii un bun psiholog. Aș dori să adaug faptul că suntem recunoscători, mulțumitori pentru devotamentul vostru, sacrificiul vostru pe care îl faceți zi cu zi. Poate că nu am observat aceste lucruri până acum, dar fiind în rândul pompierilor, salvatorilor, am înțeles într-adevăr munca dumneavoastră pe care o depuneți zi de zi. Sperăm ca în continuare cel puțin jumătate de noi să urmăm calea aceasta și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc tuturor pentru șansa nemaipomenită pe care ne-ați acordat-o. Mulțumim! Aceste 5 zile care le-am petrecut în tabără au fost, la prima vedere, cele mai grele, dar fiecare zi a fost o nouă încercare, un nou început în pielea unui salvator și poate pe alocuri a fost uneori chiar greu, cu dificultăți, dar cel mai important a fost lucrul în echipă și împreună reducem riscurile. Vă mulțumesc! Stimați participanți, cu siguranță dispoziția bună a fost menținută pe parcursul acestei perioade, datorită celor care au depus eforturi considerabile ca aflarea în această zonă pitorească să fie una agreabilă. De aceea, mulțumim gazdei primitoare și invităm la microfon șeful Direcției Generale de Învățământ, domnul Avram Micinski. Și noi ne bucurăm că am finisat această activitate pe o notă optimistă, că, într-adevăr, sloganul care a fost în aceste zile, împreună reducem riscul, anul viitor, cum am mai discutat anterior cu domnul general, să încercăm să o facem și în fiecare raion, la nivel de raion, iar apoi să facem etapa finală, așa cum am făcut-o anul acesta, dar poate și mai bine, și mai interesant, și să fie chiar o săptămână întreagă. Mulțumire aducem și partenerilor Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale al Ministerului Afacerilor Interne, companiei Bemol, și invităm cu un mesaj de felicitare managerul de dezvoltare și afacere a companiei Bemol, doamna Olga Ursu. Colaboratori al Serviciului de Protecție Civilă și situații excepționale, stimați invitați, părinți, copii, diriginți, compania Bemol vă salută și vă mulțumește tuturor celor prezenți aici pentru implicare și pentru organizarea cu succes a primei școli de vară, împreună reducem riscurile. Este un proiect foarte important și util pentru tinerea generație în contextul încadrării lor în viața matură. Și compania Bemol crede în forța tinerilor și susține astfel de proiecte sociale care țin sau menirea să fortifice bărbăția, curajul, spiritul de echipă a tinerii generații. În această ordine de idei, îl invit în fața dumneavoastră pe promotorul și întemeietorul Școlii Bărbăției, șeful Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, generalul major, domnul Mihail Harabagiu. Sunt foarte bucuros să vă văd pe toți sănătoși și alături de noi la sfârșitul acestei școli a securității, acestei școli a bărbăției și vreau să vă zic că mă mândresc că avem o tânără generație care ne cătăm la faptul că în primele zile s-au ciocnit cu greutăți, au dat dovadă de curaj, au dat dovadă de devotament, au dat dovadă de multe lucruri frumoase. Vreau să vin cu mesaj de mulțumire și părinților care au fost alături de dumneavoastră, dirijinților și reprezentanților direcțiilor de învățământ din raioane care v-au ghidat, v-au susținut, v-au îndrumat și până la urmă s-a primit un lucru bun. Stimați copii, s-au finalizat competițiile, vă doresc un drum bun spre casă și vă doresc și o vacanță plăcută. Să ne fiți sănătoși!
domnule general, cu permisiunea dumneavoastră, anunțăm școala bărbăției închisă. Coborârea drapelului a fost conferit câștigătorilor titlurilor simbolice de Mister și Miss Salvator Junior. Echipe băleniați, echipe drept, rupeți rândurile.